Datorită unui relief foarte bogat, România are numeroase parcuri și rezervații naturale protejate. Dincolo de aceste zone protejate, în România există și locuri unde accesul turiștilor este strict interzis. Iată o listă cu 5 locuri spectaculoase din România în care accesul este interzis. Peștera cu corali se află în munții Vâlcani din județul Hunedoara și este denumită astfel deoarece adăpostește fosile de corali. Situată pe Valea Scorotei, la aproximativ 12 km de satul Câmpului Neag, a fost descoperită în anul 1970 de către membrii ai Clubului de Speologie din București, iar în 1972 a fost declarată rezervație speologică, fiind închis accesul publicului. Peștera se află la o altitudine de 1000 de metri și are o lungime de aproximativ 83, adâncimea maximă atingând 5 metri sub nivelul solului. Aceasta începe cu o galerie înaltă de 4 metri și o lățime de 8, iar după ce se parcurg 50 de metri, se ajunge în sala cu corali. Condițiile au fost perfecte pentru dezvoltarea coralilor, care au forme și culori diferite, care variază de la alb translucid la roșu maro. Insula Sakhalin, cunoscută și sub denumirea de cel mai nou pământ al țării, este o insulă formată din Marea Neagră. Aceasta a fost menționată prima dată într-o hartă rusească, întocmită în 1771. Pe atunci, insula avea un singur nucleu. Astăzi, ea este formată din două insule mai mici, Sakhalinul Mare și Sakhalinul Mic. Datorită capitanului Thomas Spratt, care sub egida Comisiei Europene a Dunării, în 1856, a realizat o nouă hartă în care insula apare cu două nuclee. Pe insulă trăiesc o mare varietate de păsări, mamifere și reptile, printre care și pești rari precum sturionul, dar și plante rare precum ar fi varza de mare și canarul bălții. De aceea, în 1939, Guvernul României a declarat o rezervație a biosferei și a interzis popularea insulei. Mănăstirea Frăsinei este o mănăstire din România și este situată în satul Muiereasca din județul Vâlcea, fiind cunoscută și Atosul României, deoarece femeile nu au voie să intre. Aceasta există de la începutul secolului al XVIII-lea. În anul 1710, doi călugări sihaștri au ridicat o bisericuță din lemn, iar în 1763, în locul bisericii din lemn a fost construită una din zid, care se păstrează până astăzi la cimitirul călugărilor. Lucrările pentru Biserica Mare au început în anul 1860 și s-au terminat în 1863, când, la jumătatea secolului al XIX-lea, episcopul Râmnicului a impus restricția ca în mănăstirea Frăsinei să nu intre niciodată femeie, după modelul de la Muntele Athos. În Parcul Național Retezat avem rezervația Gemenele. Înființată în 1955, are o suprafață de 16 km pătrați, fiind o rezervație științifică. Acest fapt înseamnă că în interiorul ei se asigură un regim strict de protecție, prin care habitatele sunt păstrate în starea lor naturală, scopul fiind un loc unde ecosistemele naturale pot fi studiate în afara oricărui impact uman. Din punct de vedere științific, rezervația Gemenele este cea mai valoroasă zonă din Parcul Național Retezat. Cu o suprafață de aproximativ 1,4 hectare, insulele Prundul cu Păsări sunt situate în partea de sud-vest a lacului Sinoe. În 2010, acestea au fost adăugate pe lista locurilor interzise, fiind declarate rezervație științifică datorită coloniilor de păsări care locuiesc acolo, cele mai importante fiind lopătarul și pelicanul creț, acesta din urmă fiind o specie aflată în pericol de extinție la nivel mondial. În delta Dunării mai trăiesc numai aproximativ 450 de perechi din această specie, insulele fiind un loc important de odihnă pentru acestea. Accesul persoanelor neautorizate este strict interzis pe insulă. Mulțumesc de vizionare! Pe data viitoare!